Astăzi se vorbește în mod popular despre Duminica Tomei, despre Toma necredinciosul. Deși nicăieri nu găsim în Evanghelie acest termen legat de Toma. Chiar dacă se face o deducere, dar Toma probabil a ales să pună la un moment dat rațiunea înaintea credinței. Dar el a rămas un om credincios. Vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus l-a întâlnit și a spus: Toma, adu-ți degetul tău și pune-l în rănile mele. Adu mâna ta și pune-o în coasta mea. Și Toma n-a spus: da, Doamne, vreau să mă conving. Ci a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Vedeți, dumneavoastră, nouă ne place să-L avem pe Hristos ca și mântuitor personal. Dar nu prea ne place să-L avem ca Domn. Pentru că Domnul dispune de timpul tău, dispune de banii tăi, dispune de viața ta. Ori Toma a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Am nevoie de tine, Doamne, nu doar ca mântuitor, ci am nevoie de tine ca și Domn și Stăpân peste viața mea. Mă rog ca Domnul să fie Stăpân și Domn peste viețile fiecăruia dintre noi. Biblia vorbește despre mulți oameni ai credinței. Și mă rog ca pe lângă faptul că Domnul să fie Stăpânul și Domnul nostru, să ne dea și multă credință. Pentru că numai așa, de fapt fără credință, este cu neputință, spune Biblia, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Domnul nu poate fi Domnul nostru dacă nu avem credință. Cântarea următoare este o rugăciune frumoasă care debutează cu această cerere înaintea Domnului. Doamne, vreau să am și o credință ca și unul din mari oameni ai Bibliei. Credință ca lui Daniel, te rog să-mi dai, Iisuse scump, o numai Tu îmi poți dărui. Domnul să ne dea de plin credință în El. Și tuturor raiul tău este destul.
așa când groapa sta. Când ai să dușmani leilor la oarca, când încercări vin peste mine fel de fel, o vino și mă scapă capetul.